26. 23 ora 9 sunteți convocați să participați la ședința extraordinară a Consiliului Local Orbene, ce se va desfășura în primăria Comunii Orbene. Desfășurăm primăria Comunii Orbene, unde va fi supus analize de dezbate următorul proiect de ordine de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 29.05.23. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, inițiator primar Popa Costache. 3. Proiect de hotărâre privind darea de, în administrație unităților de învățământ cu personalitatea juridică din Comuna Orbene a bunurilor imobile, proprietatea publică a unității administrative teritoriale în care se desfășoară activitatea, inițiator primar Popa Costache. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii OAT Comunii Orbeni cu OAT Județul Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială al Protecției Copilului Bacău pentru finanțarea activității cu proiect de tip rezidențial al persoanei cu handicap. În cadrul centrului rezidențial inițiator primar Popa Costache. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării din mersul necesar în vederea realizării obiectivului extinderii rețelei gaz natural și branșament în satele Scurta și Orbeni, Județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării fiscale a Comunii Orbeni, Județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 7. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o sumă lei sau care este stabilă pe baza unei anumite sume în lei, cât și limitele amenzilor pentru anul 2024, inițiator primar Popa Costache. 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru precum și a taxelor speciale pentru anul 2024 la nivelul Comunei Județul Bacău, inițiator primar Popa Costache și 9 diverse. Să supunem la vot aprobarea punctelor care au dat ce dacă sunt intervenția. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 29.05.23. Dacă sunt intervenții la punctul numărul 1. Abțineri? Împotrivă? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, inițiator primar Popa Costache. Da, o să dau citire referatului de aprobare pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al OAT Orbeni, Județul Bacău pentru luna iunie 2023. În baza prevederilor legii bugetului de stat pentru anul 2023, numărul 368 din 2022, a legii numărul 273 pe 2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completări ulterioare, legea 571 pe 2003, privind codul fiscal cu modificările și cu completări ulterioare, nota de fundamentare a compartimentului venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, bugetul de venituri și cheltuieli al OAT Orbeni va suporta următoarea rectificare. Pe partea de venituri, sume sponsorizate de societatea Inter Agroaliment cu 3701 cu 15.000 lei, total venituri 15.000 lei, pe zona de cheltuieli au fost repartizate la capitolul 6702 Cultură, Recreere, Religie, la partea de bunuri și servicii, pentru bunuri și servicii 15.000 de lei pentru sponsorizare Festivalul Grâului ediția a treia. Total capitol 15.000 lei, total cheltuieli 15.000 lei. Iar bugetul de venituri și cheltuieli al OAT Orbeni pentru anul 2023 va avea următoarea formă. La partea de venituri, pe total am 971.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 278.000 lei,
trimestrul 2, 291.000 lei, trimestrul 3, 313.000 lei, trimestrul 4, 89.000 lei. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, total la 3.999.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 1.048.000 lei, trimestrul 2, 1.040.000 lei, trimestrul 3, 970.000 lei, trimestrul 4, 941.000 lei. Cote defalcate din impozitul pe venit, pe total la 2.000, 3.000 lei, în trimestrul 1, 500,75 lei, trimestrul 2, 575.000 lei, trimestrul 3 și 4, la fel câte 500,75 lei. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice, din care finanțarea a ajuns 154,40 lei pe total an, repartizate în trimestrul 1, 54,40 lei și în trimestrul 2, 100.000 lei. Sponsorizări pe total am 30.000 lei, repartizate în trimestrul 2, 30.000 lei. Pe total venituri, la an avem 7.157,40 lei, repartizate în trimestrul 1, 1.881,15 lei, trimestrul 2, 1.961,75 lei, trimestrul 3, 1.783,75 lei, trimestrul 4, 1.530,75 lei. Pe partea de cheltuieli avem total an 8.467.000 lei, 1.40, tot pe trimestrul 1, 2.741.40, trimestrul 2, 20.90.000 lei, aici în greșeală, trimestrul 3, 2.680.000 lei și trimestrul 4, 1.630.25 lei. Față de cele arătate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți emiterea unei decizii în vederea bunei desfășurativității luate ori. Și o să dau citire și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Oatea Oradea. Având în vedere raportul compartimentului de specialitate la primărie Oradea privind încasarea de la Jurgis Bacău a sumei de 60 milii, referatul de aprobare al primarului, în baza prevederii legii 276/2006, privind modificarea și modificată și actualizată în 2011, legea bugetului de stat pentru anul 2023, numărul 368/2022, propune, se aprobă articolul 1, se aprobă aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2000, după cum urmează, și nu se mai dau citire în acest grafic. Articolul 2, se propune spre aprobare rectificarea bugetului cu suma de 15.000 lei din sponsorizare pentru realizarea ediției a 3-a Festivalului Grului la Orbe. Și articolul 3, sumele înscrise în bugetul pentru 2023 vor avea baza legală de efectuare acestora și vor fi stabilite prioritățile în angajarea cheltuielilor. Cam în asta consta rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la data la care discutăm. Cu siguranță ne vom vedea și luna iulie, unde vor mai avea loc. Va avea loc o rectificare. Dacă sunt intervenții la punctul numărul 2. Dacă nu sunt, pot să pune la vot. Cine este pentru? Da. Împotrivă, abțineri? Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâri privind darea în administrare a unităților de învățământ cu personalitatea juridică în comuna Orbenea bunurilor imobile, proprietatea publică a unității administrative teritoriale în care desfășoară activitatea, inițiator primar Popa Costache. Da, e vorba de unități de învățământ din perioada comunei Orbeni, care ele sunt predate către școală, către școala ordonatoare, pe bază de protocol sau chiar procese verbale. Dar, studiind mai cu atenție legea, spune clar că ele trebuie predate pe bază de hotărâre de Consiliul Local, lucru la care am și, pe care l-am și propus dumneavoastră. Deci, referat de aprobare privind proiectul privind darea în administrarea unităților de învățământ cu personalitate juridică din Comuna Orbeni a bunurilor imobile, proprietate publică a unității administrative teritoriale în care își desfășoară activitatea. Având în vedere prevederile articolului 112 alineatul 1 și 2 din Legea Educației Naționale, numărul 1/2011, cu modificările și completare, unitățile de învățământ de stat pot deține în administrare bunuri proprietate publică, cele de învățământ particular au dreptul fundamental de proprietate privată, iar cele de învățământ confesional aparțin în funcție de entitatea care le-a înființat unia dintre cele două forme de proprietate.
terenurile și clădirile unităților de educație timpurie de învățământ preșcolar, școli primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație conform legislației în vigoare. Terenurile și clădirile care se sunt de învățământ speciale din stat și centrele de ține de resurse și asistență educațională fac parte din domeniul public județean, respectiv al municipiului București, sunt în administrarea Consiliului Județean, respectiv al Consiliului Local, ale sectorului municipiului București, în căror rază teritorială își desfășoară activitatea prin Consiliul de Administrație al unităților de învățământ respective. Celelalte componente ale bazei materiale ale unităților de învățământ speciale din stat, ale cluburilor sportive școlare, ale paratelor și cluburilor copiilor și elevilor, precum și ale centrelor județene de resurse și asistență educațională, sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către Consiliul de Administrație al acestora. Prevederile articolului 867-870 din Codul Civil, prevederile capitolul 3, modalități de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrative teritoriale, din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere aspectele menționate anterior, vă supun spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind darea în administrația unităților de învățământ cu personalitate juridică din Comuna Orbeni, a bunor imobile, proprietate publică, unității administrative teritoriale în care își desfășoară activitatea și în vederea adoptării unei hotărâri în acest sens. Și o să dau citire și proiectul de hotărâre care face referire la ce am discutat noi. Proiect de hotărâre privind darea administrării unităților de învățământ cu personalitate juridică de Comuna Orbeni de Bacău, a bunurilor imobile și proprietate publică a unității administrative teritoriale în care își desfășoară activitatea. Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub numărul 3534 din 19.6.2020 al compartimentului Banii și amenajarea teritoriului și cadastru, referatul de aprobare al primarului Comunei Orbeni înregistrat numărul 3535 din 19.6.2023, rapoarte de avizare ale Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local Orbeni, prevederea articolului 112/1 și 2 din Legea Educației Naționale numărul 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolului 867-870 din Codul Civil, prevederile capitolul 3, modalități de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unității administrative teritoriale din 57/2019 prin codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, în temeiul articolului 129 alineatul 1 litera C, alineatul 6 litera A, articolul 139 alineatul 3 și litera G și articolul 196 alineatul din litera A din 1057/2019 prin codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă darea în administrare a școlii gimnaziale numărul 1 Orbeni, unitate cu personalitate juridică, a bunurilor imobile, proprietate publică a Comunei Orbeni, cuprinse în anexa 1 la prezenta hotărâre, care își desfășoară activitatea unității de învățământ preuniversitare de stat. Articolul 2. Se aprobă proiectul cadru al contractului de administrare încheiat între UAT, Comuna Orbeni și unitățile de învățământ preuniversitare de stat cu personalitate juridică, prevăzută în anexa 2 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Unitatea de învățământ exercită dreptul de folosință, posesie și dispoziție materială cu privire la imobile prevăzute la articolul 1 ca un bun proprietar, fără a putea schimba destinația spațiilor afectate în procesul educațional și fără a putea înstrăina aceste imobile conform prevederilor contractuale de administrare. Articolul 4. Se împuternicește primarul Comunei Orbeni să semneze numele și pe seama UAT Comuna Orbeni contractul de administrare încheiat cu unitatea de învățământ preuniversitară de stat cu personalitate juridică liberată a Comunei Orbeni. Și articolul 5. Secretarul General al Comunei va comunica primarul Comunei Orbeni, instituții prefectului, școlii gimnaziale numărul 1 Orbeni, compartimentului cu anumă amenajarea teritoriului și cadastru. Prezentă hotărâre. Și dacă doriți, vreau să citire și bunurile, anexa numărul 1 și 2, face referire la bunurile care vor fi predate. Și aici e vorba de clădirea școlii gimnaziale numărul 1 Orbeni, clasele 1-8, clădirea școlii veche Scurta, clădirea școlii veche Orbeni, clădirea numărul 1, grădinița Scurta, școala gimnazială de clasele 1 Scurta, clădirea școala numărul 3 Scurta, terenurile care aparțin clădirii școlii gimnaziale numărul 1 Orbeni, teren școala veche Scurta, teren școala veche Orbeni,
teren grădiniță scurtă, teren clădirii școala gimnazială numărul 1 scurtă, teren școala numărul 3 scurtă. Deci toate clădirile și terenurile aferente unităților de învățământ. Dacă sunt intervenții la urmă, dacă sunt până la urmă, cine sunt pentru? Deci, la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii OAT-ului cu Mâna Vorbeni cu OAT-ului de Subacău, în direct și Direcția Generală de Asistență Socială a Protecției Copilului Bacău pentru finanțarea activității de proiecte de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Instrumentalizată în cadrul centrelor rezidențiale inițiator privat cu facultate. Bună seara, prima scritică care a stat la baza inițierii acestui proiect de hotărâre. În primul rând, a existat o corespondență cu Direcția de Protecție a Copilului Bacău. Acest proiect de hotărâre este un proiect anual. Cu siguranță aveți conștiință de faptul că și pe anii anterior s-a mai aprobat așa ceva. Avem o adresă, 63.179, din 29.05.2023, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, prin care, firește, este adresată rugămintea de a da curs încheierea acestui contract, de a mandata primarul și contabilul Primăriei Comunei Urbeni în vederea semnării contractului, de a stabili acel procent de contribuție al Consiliului Local Urbeni la susținerea cheltuielilor pentru acei copii aflați în centri instituționalizate de pe raza județului Bacău. Cam acestea sunt aspectele față de care suntem chemați să reacționăm, să adoptăm o hotărâre astăzi în ședință. Cam atât am spus. Da, cred că este vorba de copii care sunt înregistrați în diverse centri, unde noi trebuie să venim cu cod de participare, pare că 35%. 35%. Câți copii mai avem în asta? Sunt câte 2, 3, nu sunt constanți. Fluctuează, 2, 3. Dacă sunt intervenții la punctul dat. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru, împotriva, abține, trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării de măsuri necesare în vederea realizării obiectivului extinderii rețelei de gaz naturale și branșamente în satele Scurta și Orbeni, județul Bacău, inițiator primar cu Facostate. Da, o să dau referatul de aprobare. Deci, în conformitate cu raportul compartimentului de specialitate referitor la o creștere a nivelului de confort termic și a nivelului de trai, la nivelul UAT Orbeni, SC Delgăzbrit S.A. Târgu Mureș execută lucrarea de extindere rețelei de gaze naturale și branșamente în satele Scurta Orbeni, județul Bacău, astfel pe străzile la care am primit solicitări din partea cetățenilor și pe care sper să le putem finanța. Și aici e vorba de strada Răzeșilor, de la Pod Prutean până la capăt, strada principală scurtă, din punctul în care a ajuns conducta până la strada Bradului, strada Bradului, Unirii, Școlii, Biserica Alba și Crângului, într-o primă etapă. Prin realizarea acestor investiții se va asigura alimentarea principală clădirii administrative și aici avem școala numărul 3 scurta, avem și biserica de la Biserica Alba, cât și al locuințelor populației. Aceste lucrări vor fi executate pe domeniul public al UAT Orbeni, aflat în administrarea Consiliului Local Orbeni. Obiectivul propus se încadrează în strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Urbeni Județul Bacău. În vederea accesării obiectivului propus și accesării de fonduri, trebuie aprobată procedura de demarare a acestor lucrări. Așa ca orice investiție, știți că trebuie să o aducem la cunoștința Consiliului Local, de unde trebuie să cerem suportul pentru a demara procedurile care urmează să le parcurgem. Și ne-am gândit la străzile astea, având în vedere și discuțiile cu oamenii, că după ce au văzut realizate extindele prin străzile care le cunoașteți cu toții foarte bine, își doresc și acolo și având în vedere faptul că urmează să se întâmple ca pe drumurile respective să aibă loc modernizări, asfaltări, ne străduim să îngropăm în pământ atât rețeaua de gaz, rețeaua de alimentare cu apă,
și sperăm și canalizarea care urmează, după care să aibă loc modernizarea de domnul respectiv. Sperăm că în viitorul apropiat, dacă Dumnezeu să țină cu noi, să avem șansa ca până pe 4 iulie să depună și o ofertă, o firmă de specialitate pentru ceea ce înseamnă extinderea rețelului de alimentare cu apă și canalizare. Termenul pentru depunerea ofertei de 4 iulie. Asta mai trebuie zi. Sunt interesate câteva societăți, sperăm să și finalizeze prin depunerea de ofertă. În situația când depune oferta, avem o șansă ca lucrurile să aibă loc cât mai curând, că sunt și așteptate de oameni și plus de asta putem activa și acel contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării pe Anghel Salenii, unde avem suma de 110 miliarde de lei aprobată pentru modernizarea drumurilor. Prioritatea în această lucrare vor avea străzile care se suprapun cu Anghel Salenii într-o primă etapă, ca să putem debloca respectiva sumă și oamenii să beneficieze de un alt confort pe viitor, într-un viitor relativ scurt, niciun mai. Să sperăm. Dacă sunt intervenții la punctul numărul 6. Să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Deci, la punctul următor. Dacă îmi dă da. Vreau să vă rog la punctele 6, 7 și 8, care au cam același cuprins. Să le discutăm împreună, adică să discutăm o singură dată de scrie, după care trebuie să le votăm separat. Și aici e vorba de separarea localității, să prezentați niște lucruri de programul 2024 și indexarea de 13.8% a taxelor și impozitelor conform taxelor politice la Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării fiscale a Comunei Urbine Județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Și proiect de hotărâre 7. Proiect de hotărâre privind extinderea impozitelor și taxelor locale care costau într-o sumă în lei sau care este stabilită de baza unei anumite sume în lei, cât și limitele amenzilor pentru anul 2024, inițiator primar Popa Costache. Și 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2024 la nivelul Comunei Urbine Județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Cele trei proiecte de hotărâre și-au urmat pașii care trebuiau urmați privind transparența decizională, au fost lăsate în spațiul public cu ceva vreme urmă. N-au fost propuneri vis-a-vis de subiectul ăsta nici pentru zonare, deci pentru puncte de vedere pentru indexarea cu 13.8%, motiv pentru care astăzi am ajuns în fața dumneavoastră să le putem dezbate și să putem lua o decizie în acest sens. Deci taxele și impozitele, ca să nu mai dau citire materialelor, rămân la nivelul anilor anteriori. Singurul lucru pe care suntem nevoiți să-l facem respectând legea este indexarea cu 13.8%. Iar zonarea cu A și B, ne-am gândit noi și am zis că așa e, ar fi corect, dar o să aflăm și punctul dumneavoastră de vedere, ca toate zonele care sunt în afara localității, și aici ne-am gândit dosul urban, tot ce este pe partea de E85, Balastieră, Spinii Codițoai, să introducem în zona, categoria zona B, la un alt nivel de taxare la impozite și taxe, iar restul locuințelor și terenurilor să rămână în zona A. Cred că studia materială, am văzut cam care am pus la lucrurile, motiv pentru care putem discuta pe subiect. Mai vreți să mai trecare aveți să citesc materiale? Ca esență, cam asta ar fi. Deci, da, la fel, precum anul anterior, 13.000 cifra care a rezultat din ceea ce înseamnă datele de la Institutul Național de Statistică și avem obligativitatea de a le adăuga ca și indexare. Intervenție la punctul 6, 7 și 8. Domnul Oralu. Da.
Popa, luăm Popa. Aveți și domnul Pantu. Da, mulțumesc. Eu doar la indexarea 1% și pe lucrul 8, majorarea taxelor și impozitelor. O să spuneți așa, fiind o consecință a guvernării PSD-PNL, guvernarea o a dus la inflația asta, nu? Oamenii n-au nicio vină și nici nu se... Salariile bugetelor nu s-au mărit, cheltuielile au revenit cu curentul ăsta, au revenit la... Eu nu voi fi de acord cu indexarea, chiar dacă legea ne spune să votăm majorarea taxelor și impozitelor. Atenție, nu-i majorarea, să zice legea de cuvântul majorării, e o indexare. Indexarea, da. Dar e consecința guvernării PSD-PNL. Inflația, creșterea inflației, consecința guvernării. Asta e părerea mea și poate. Știi cum vine asta? Asta e indexare pe majorare. E artificială. E indexare instituția. Instituția e tot subordonată guvernării. Și da. S-au spus procentul care este, ăsta trebuie să fie. Da. Acum ne dorim să, înainte de alegeri, să ajungem la 7-8-9. Deci tot artificial. Este doar o opinie. Da, are cuvântul Popa, domnul Popa Nicolae. În condițiile în care indexarea față de pensii și salarii n-a avut loc niciodată sub oricare guvernare în România noastră, consider că indexarea cu 13,8% nu se susține, nu-i de bun simț și nu-i cure ca poporul să plătească cheltuielile nejustificate ale guvernului. Fac pentru care eu să mă abțin. O să justific. Întâi indexam pensiile și salariile la oameni și după aia indexam. Adică întâi îmi dai dreptul și legea să o respectăm, să indexăm pensiile și salariile, nu cam așa zice guvernul, că prin lege nu vom mări nimic decât dacă indexăm fiecare an, la început de an bugetar, pensiile și salariile cu coeficientul de inflație. Ceea ce guvernele noastre n-am făcut niciodată, de 30 de ani. Dacă o fie alea 20 de miliarde de la buget care nu se justifică, să le plătească tot poporul, de când ei la guvernare n-au făcut nicio restructurare zdravână, nu e corect să plătească poporul 20 de miliarde de deficit bugetar. Mulțumesc. Poate bani la vaccin, la... N-au decât simă de afară și din partid. Bine, le știi. Bine, le știi, de afară din partid. Nu-s de acord cu ceea ce guvernează ei. Nicio problemă. Noi nu facem analiza guvernului, suntem obligați să respectăm prevederile legale. Și ei să le respecte față de noi. Guvernul ăsta care tot ne emite de drum. Nu aș ruga să vă adresați direct. Nu, dar eu făcut-o în mod public, așa că eu consider asta de demisia din PNL. Nu-i demisia. Luați-o gata. Nu-i demisia? Nu. Atunci vei fi demis, dacă voi nu fii demis. Nu apucă ei să mă demită, știți? Da. Deci bunicul că a fost liberal de dreapta, tata de dreapta, eu nu pot să fiu de stânga. Rămân de dreapta, indiferent ce mi se întâmplă. Da, auzi, cu poziția asta revoluționară, ai să rămâi de dreapta. Rămân de dreapta, nu ce problemă. Mai stăm la rând încă 15 ani și o să fie stânga. Da, fete, partea dreapta. Cuvântul domnul Fantu. Sincer, ascultând de pe antevorbitorii mei, sunt tentat să le dau dreptate, dar ca om care am lucrat câțiva ani în administrație, știu că astfel de cifre comunicate de Institutul Național de Statistică sunt mai mult o directivă decât o opțională. Mai mult un soi de obligație, că în mare intrăm într-o chestiune dificilă prin neaprobarea unei astfel de măsuri. Nu știu dacă la nivel de județ sau de țară se mai întâmplă asta, cu toate că, sincer, opiniile antevorbitorilor mei sunt pertinente. În urmare, majorăm ceva, așa, fără să aibă grijă de veniturile oamenilor. Și atunci, asta este încă o povară pe capul contribuabilului, care o să scadă și mai mult veniturile. Nu? Are mai mult de plătit,
taxe și impozite, fără să fi primit nimic în schimb. Nu este tocmai ok. Știu, știu că, că administrația locală este între Ciocna și Nicovală, între a asculta glasul cetățenilor și directivele venite de la centru, dar eu mai că m-aș opune unei astfel de măsuri. Nu știu ce consecințe ar fi asupra OAT-ului. Dar țin cont că suntem doar câțiva, nu știu în ce măsură, nu o să putem. Și atunci îmi doresc să-mi place rezultatul, deși în principiu aici există o mare semn de întrebare. Adică n-ar fi trebuit să vină o astfel de decizie, să povărăm venitorul de acolo, fără ca ei să dispună de mijloacele necesare. Uitați-vă, toate au crescut. Pentru cei în vârsta noastră, prietul la medicamente, nu mai zic. Săracii trec la farmacie, deci până la primărie. Mai venim și noi acum și mai sărim iar câteva procente, ceea ce nu e în regulă. Nu știu dacă avem o calitate. Deci sunteți de acord că decizia nu ne aparține. Știu, tocmai de asta spun. Dar sunteți într-o poziție, ingrată, aceea de a fi de partea noastră, dar în același timp să respectați și prevederile venite de la nivel național. În urmare, nu știu, decizia este dificilă. Dar, da, eu știu, dăm de numeri, că nu avem mare. Nu avem cadă, știu că nu există soluție. Dar luați-o măcar ca un protest, totuși, noi suntem chiar cu ea. Cerem bilet și puteți lucra și noaptea. Alo, doamne, serios, totuși noi suntem o turmă. Foarte serios vorbesc, eu mi-am luat la termen. De voi, așa, mai discutăm și noi, suntem timp. Institutul ăsta național de statistică. Nu știu să acceptăm toate punctele de vedere. Dacă îmi permiteți intervenție, Institutul ăsta național de statistică, for legislativ, el transmit directivii guvernului că suntem într-o propunere bugetară. Dar ei când văd coșul zilnic al populației, nu transmit guvernului. Ei, fraților, românii mor de foame în viitorul apropiat după 2024, când suntem în campaniile electorale. Pentru că vor liberaliza prețurile la energie, la toate. Domnul Coșul, nu ce se fac. Nu este rostul Institutului Național de Statistică. El nu face politici publici. El doar constată. Este, da, el face statistică. INSEE-ul e bun de luat în seamă, dar când transmite coșul zilnic către guvernanți că nu e bine, atunci nu e luat în seamă. Dar decizia este mai de sus, luată și unde e INSEE? Ei iau decizii. Ei doar după ce am ascultat punctul de vedere, haideți să vedem și părerea domnului secretar vis-a-vis de legalitatea. Mi-aș fi dorit ca, și sigur, cred că s-a întâmplat așa. Avem aici un tabel, da? Indicele preselor de consum. Este foarte interesant cu ceea ce înseamnă evoluția țării astea din anul 1971 până în prezent vis-a-vis de rata inflației. E o realitate și tristă și crudă și cum vrei să o iei. Istoria noastră din 71 până în prezent, în cele două, trei forme de organizare noastră, da, avem un 13,8 pe 2022, e adevărat. M-am uitat și eu din curiositate în urmă să văd o cifră cu care să compreze cu asta. Și următoarea apropiată, ăsta am găsit-o în anul 2003, când a fost 15,3%. Ne aducem aminte și de anii după Revoluție 91-94, când am avut inflație și de 256%. Sunt vorbeam de campanie de regim. Corect. S-a cauzat. Bun. Aduc discuția în prezent, țin cont de toate părerile dumneavoastră. Știți prea bine, legea e lege. Acum, care sunt consecințele? Știți că s-au vehiculat și chestiunea asta cu a nu vota, ne abține, bine, vorbesc dumneavoastră. Există undeva o nuanță, totuși. Am urmărit-o și eu cu atenție și mi-am pus și eu la rândul întrebarea asta, ca om, totuși. Dacă noi votăm această indexare, aplicăm acești 13,8% la contul impozitelor existente. Dacă facem lucrul ăsta cu derogare, pentru că noi și acum ne înscriem în acea derogare, după data de... dați un pic. Va trebui să faceți să trebuie care nu este schimbă de timp. Da. Atenție. Dacă nu aprobăm lucrul ăsta, acești 13,8 se vor aplica la sumele maximale, nu la sumele aferente anului anterior.
Adică dacă la o anumită taxă, la un anumit impozit, aveam prevăzut un interval între 100 de lei și 200 de lei. Aici ne ducem la codul fiscal. Atenție, pot acum și stă în puterea dumneavoastră ferește să aprobați această indexare cu 13,8 la 100 de lei. Dacă eu nu fac asta până la sfârșitul anului fiscal, da, 31 decembrie, de la 1 ianuarie, eu atașez acei 13,8 indexarea la 200 de lei. Asta fi cât prevede maximal codul fiscal intervalul taxelor. Acolo unde am taxi pe interval. Și acolo unde Consiliul Local trebuie să pronunți, merg pe minim, merg la jumătate, merg pe maxim. Și eu cred că e mai riscant să facem lucrul ăsta. Asta și mai propus pentru oameni. Decât să ne ducem cu nivelul constant, că noi am stabilit, dacă vă aduceți aminte că l-am pus taxele astea locale când l-am aprobat, pe minim, dacă mi-aduc aminte. Unde sunt intervale, am mers pe minim. Una e să calculez 13,8 la minim. Păi de atunci nu mi-a mai mărturat niciodată, Dani. Decât tot ce s-a întâmplat de atunci, și cred că sunteți martori cu toți, au fost doar indexarea anuală în ceea ce privește cifrele care le-am primit, procentele care le-am primit la INS. Deci cu dublă măsură lucrul ăsta, nevotând, putem să-i subjugăm și mai mult ca să folosesc alt termen pe oameni, pentru că se va face 13,8 la sfârșitul anului din oficiu la suma maximală prevăzută în codul fiscal. Și e mult mai avantajos să mergem cu 13,8 acum la sfârșitul secretar de la 100 de lei, nu la 200. E o diferență. Nu face nimănui o bucurie lucrul ăsta. Că dacă n-am fi avut obligativitatea de a trece prin fața Consiliului indexarea asta, imaginați-vă că nici eu nu sunt de principiu să majorăm taxe și impozite. Nu asta rezolvă problema investițiilor în băieți sau alte categorii de cheltuieli, ci efortului noastre care trebuie să le depune pentru a atrage fonduri din alte surse, europene, guvernamentale sau din altă natură. Nu din taxe și impozite realizăm investiții la Orbeni. Niciodată. Dacă ar fi să trăim numai pe ceea ce încasăm de la populație, ar trebui să închidem mușile de mult. Așa, dacă crește, să colectăm mai puțin. Tocmai. Dar dacă crește în condițiile în care noi nu aprobăm astăzi și vom face din oficiu ceea ce legea publică să facem de la 1 ianuarie 2024, lucrurile vor avea altă formă. Vor crește și mai mult. Și vor crește și mai mult. Nimic din spus, că nu face nimănui plăcere. Orice creștere, doar la taxe și impozite și de partea aia la altă nu prea, afectează pe toată lumea. Să nu credeți că e cineva la avantaj. Rugămintea mea, intervenția mea, nu vreau să fie înțeleasă greșit. Eu nu vin cu argumente a vota, a nu vota, a obține, nu pot să interzic. Nu interzic, nu încurajez un anumit comportament sau altul. Mi-am pus ca om, repet, această întrebare și am zis și dar e bine să cunoașteți, să cunoaștem de fapt și asta e răspunsul toate variantele. Că nu votăm. Că nici eu, sincer, în sufletul meu, aș zice, mă, nu sunt de acord să măresc atâta vreme că lumea știm în ce condiții trăiești, da? Dar ce fac cu varianta înaltă care e obligatoriu de la 1 ianuarie trebuie să o aplic? Când o să vină 13,8 cu ceea ce prevede maxim în codul fiscal și atunci cred că turbulențele altfel sau deci, efectele sunt cu tot altele. Legea bine, e bine făcută ca statul să câștige tot timpul. Deci, ei s-au făcut lege ca să aibă mare. Dar dacă urmăriți așa, dacă ați urmărit și prin presă și prin astea, sunt consilii locale unde chiar au majorat taxele și impozitele. În fiesc, dar nu e cazul nostru. Olanda, Franța, Germania, au taxe și impozite de 70%, 80% din venit. Sunt foarte mari taxele și impozitele. Dar și nivelul de trai probabil asta este din guvernare, că știi guvernul să-i dea cetățeanului atât cât din alea 20-30% din venit cât îi rămân să trăiască. Chiar dacă plătești impozit numai la stat, dar îi rămân distrui cât să trăiască. La noi nu ne dă nici... Hai să revenim la noi aici și să închidem subiectul. Eu zic, decideți cum doriți, dar eu sugerez să fim atenți la prevederile legale, nu la acela. Rămân asupra noastră. Temii, firește, mult mai importante, nu că asta e derizorie, ferească Dumnezeu, da? Haideți să ne uităm și la prezența autostrăzii care va diminua veniturile din taxe și impozite locale.
atenție. Da, vor dispărea peste... Spun lucrul ăsta în premieră, da. Poate foarte descoperi o focă acum. Dar era... Da, asta e. Dar toată lumea cred că știa că în momentul ce s-au ceva, s-au expropriat supraviziat de aia, vor fi diminuate. Scace situația... E clară treabă. E clară treabă. Și vechea temă care rămâne. Vor fi diminuate? Taxele și impozitele. Mai odată pe exproprierea scade, suprafața scade și... Nu mai e un hectar. Și mai e 80 de ani. 20 de ani foarte mult și să veni... Păi, poate să veni cu omului, că dacă nu l-au dat pe nimica doadă, vă dați seama că trebuie să-și găsească altă, altă pământ, pe lună, în altă poate, că a fost obligat să-l dea, nu? De acolo vineau un bar, nu mai vine bar. Cu toții ne-am dorit ca autostrăzile să se construiască și să fie cu pierderi, cu sacrificii, că asta e situația, din cum vrem și așa, vrem și așa. Dar să vorbim cu 0,69 metru pătrat și trec cu autostrada până Italia. Atenție, asta este trebuia să chiar bani la un european să le spăgubească și moldoveanul la justa valoare, măcar din prețul de grilă. Numai la Moldovea 0,69, la două atelele, dar nu știu câte metru pătrat. Nu știu de unde ți-a costat 0,61, dar prețul pe... 6,90. E 190 de milioane hectare. E 1,90 metru pătrat. 1,9. Deci nu cu zero, nu există. Cum? Și domnul secretar, în grilă, cât e în grilă Aradul la noi? Haideți ca să revenim la întrebarea. Hai, mai discutăm ce mai discutăm și mai să revenim la ce trebuie să revenim aici. Vis-a-vis de decontar, încă nu sunt. Pentru că nu s-au definit, poate, încă culoarul autostrăzii, nu-i definitiv conturat. Urmează să se intabuleze suprafața de teren care este pe autostradă. A, sau uite, discutăm la diverse, da, ca să nu bulgărțăm lucrurile aici. Și vă spun, chiar zilele astea am fost la o discuție cu cei din conducerea Companiei Naționale de Drumuri, cu cei de la Constructor, cu proiectanții, prefectura, Consiliul Județean. Pentru cetățenii plătesc deja pe anul ăsta și probabil și pentru la... Vor fi debitați dane cu minus, scoți. Deci vor fi pe minus. Noi avem tabelul cu exproprieri. La dat în lucru tot, cei care au plătit vor fi pe minus în anul următor și le vor rămâne sumele de bani. Deci nu, nimeni nu pierde. O să avem grijă ca toate suprafețele de teren care sunt impozitate, care oameni din bun simț au venit, au plătit, vor fi scăzute și vor rămâne în continuare pentru celelalte taxe și imposte pentru anul următor, în cazul în care și-au achitat integral taxele. Oamenii știți, cum vine în ianuarie, februarie, plătesc, beneficiază acel 10% și la vremea încă nu știam prea multe lucruri despre ceea ce înseamnă expropriere și autostrada asta, că atunci a început să fie fenomenul. Dar acum, ușor, ușor, din discuțiile care le-am avut și cu conducerea companiei și cu prefectura, care se implică în mod activ cu Consiliul Județean, ca oamenii să nu suferă, măcar să fie bine informați, ca să știe ce se va întâmpla cu tot ce înseamnă căi de acces, culturi, terenul și așa mai departe, să fie despăgubiți. Dar să revenim la treaba noastră. Puneți în cântar ambele variante și decideți în consecință. Dar mai sunt întrebări la punctul 7, dar o să punem la vot. Stai așa un pic și punctul 7 la ce face referire aici ca să discutăm. Hai să luăm cu 6, zonare. Să începem cu începutul. Deci zonare, revenim la zonare. Vreau să vă mai și informat, mai știți și din comisii, ce sunt subiectul ca și discuție. Ne-am gândit că e mai bine așa, să scoatem pe zona B tot ce înseamnă zonele care le-am menționat mai devreme. Dosul Orben, tot ce înseamnă E85, Schinii Codițoane și Balastiera și restul să rămână în zona A. Dacă sunteți de acord în formatul ăsta. Dacă se echilibrează lucrurile. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, să spunem la vot. Care au fost principiile care au stat în baza zonării? Fiindcă mă gândesc la utilități. Și mă uit aici și văd că, de fapt, chiar și pe strada Balastiei au cam aceleași utilități, poate mai puțin apă, dar acces la un drum modernizat, acces la curent electric, au și ei ca și toți ceilalți. Nu știu dacă s-ar merita să... Deși, că am văzut că diferența este. Sunt agenții economici care își derulează activitatea acolo și având în vedere și aspectul ăsta că vin și avem toată afacerea pe banii lor și nu știu dacă pe banii au facilitat ceva. Diferența nu-i mare. Doar diferența m-a încurajat. Nu-i mare lucru, dar gândim că în felul ăsta și poate eu știu să-l mai dezvolta zona asta, servicii în zona respectivă, să vedem, mă rog, așa, ca
O încurajare. O ușoară încurajare, că nu pot să spună că e mare locul să deduce din ceea ce ne dăm taxe și impozite. Părerea mea. De multe ori nu trebuie să privim doar aspectele care țin de absența anumitor utilități. Trebuie să ne punem și altă întrebare. Eu astăzi, în zonele menționate, și toate zonele intră în chestiunea asta și fac un mic discuție astea, trebuie să-mi pun și întrebarea când voi putea vreodată să deduc eu utilități acolo. Și orizontul acestei zone este îndepărtat sau foarte îndepărtat. Adică mai devreme am vorbit din gaz pe scurt, știți? Dar de când suntem aici, n-am vorbit de gaz pe spinii codițoaie, toți vorbim. Am vorbit în momentul în care am depus dosarul pe Angel Salini pentru obținere finanțare. Și am rămas acolo. De exemplu, societățile care sunt în zonă, curentul și l-au tras ei. Ei au plătit transformatorul, să-i obținut gazul. Ca să obțină, unii îți face centru de butelie acolo, câți bani au cheltuit cu curentul. Iar jumate. Singurul avantaj care e acolo e drumul de acces. Atât. Dar restul am că cheltuia la lor. Și am zis așa, mare lucru nu iese din diferența asta. Dar ca să venim așa ca un suflu, ca un moment, ca un, nu știu, un mic sprijin în zona aia, de exemplu. Nu sorbim, nu fi vorba de o finanțare alimentare cu apă, gaz. Nu implică cu nimic zona asta. Asta e vorba de o taxare, taxe. Dar putea fi decontat ca fiind o zonă B? Nu, nu. Asta e vorba doar de taxe și impozite, nu nici de cum. Probabil va fi ajutată. În toate investițiile pe care le-am solicitat niciodată... La toate investițiile pe care le-am obținut și la care am depus dosar, niciodată nu s-a pus în discuții categoria zonă A, zonă B, nici nu s-a pus vreodată problema asta. E doar de taxe și impozite. Și eu cred că și doți vorbeni merită, cred că sprijinul ăsta. Așa, așa. Nu, nu. Nu afectează și nici n-ai să găsești vreodată ca și criteriu de elegibilitate zonarea respectivului UAT. Să justifică asta e alt calcul care se face din punct de vedere economic, de rentabilitate. Să merită investiția aia, ai altă discuție. Dar știți, până la urmă, în momentul în care acoperi toate zonele aglomerate, și oamenii au ce bine că stau acolo și au nevoie de condiții, de un drum bun, de apă, de curent, de ce Dumnezeu mai are. Da. Nevoie ca toată lumea de altă. Să nu vom fi diferențele foarte. Dar nu cred că procentual, discuția e mai bună la de bine. Ce anume? Poate pur mai mult în dosul bine. Ce anume? Să plouă mai mult în dosul bine. De ce? Să plouă e peste tu. Dar trebuie să trebuie mai mult când au apă. Băi, să știi că eu cred că stau un pic mai bine dacă te gândești la treaba cu apa, la izvoare și la cealaltă. Problema apii, tot problema. E o problemă generală cu apa, dar la capitolul de izvoare stau... Dacă mai sunt intervenție, dacă spune la fost punctul numărul 6, cine este pe împotriva, cine... Trecem la punctul numărul 7. Cine mai are intervenția punctul numărul 7? Am înțeles de vorba de indexare. E legat de indexare, da. Eu sunt împotrivă, nu este de decizie. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Abțineri. Abțineri. Păi și ofta de față. Trecem la urmă așa. La punctul numărul 8. Nu o să vă protez. Pentru puber nu o să apriște. Cine are intervenție la punctul numărul 8? Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Abținere împotrivă? Abținere. Abținere, domnul Popa. Trecem la punctul numărul 9, la diverse. Da, aici am zis că o să continuăm un pic vis-a-vis ceea ce înseamnă autostrada. Deci toate informațiile care le avem, zic eu, autostrada nu poate fi blocată pentru realizarea ei. Nu vor fi blocate căile de acces pentru ceea ce înseamnă fermierii care vor merge către terenul lor, vor fi create cele 3 sau 4 căi de acces. Conturul este oarecum stabilit, dar încă nu e definitiv. Pentru că la propunerea constructorului sau proiectanților vor fi suplimentate zonele care vor fi expropriate. Pentru gaun, groapă de împrumut, pentru că au nevoie de pământ. Dar ca și o noutate pe care am remarcat-o și chiar am pus-o, am repetat-o în discuțiile care le-am avut la nivelul prefecturii și cu cei de la București, terenurile care vor fi expropriate și vor fi folosite ca și groapă de gunoi, groapă de gunoi, scuzați-mă, groapă de împrumut,
vor fi la cererea OAT-ului respectiv redate spre administrare. Deci nu forțelor, nu proprietarul. Proprietarul își primește scopului pentru suprafață din teren. Dar vor fi date, redate primării, dacă OAT-ul dorește. Deci eu nu am să atenție, mă scuzați, eu nu am să care a intervenit acum 2 ani prin modificarea legii în ce sens. Da, legea este făcută. Dacă în urma săpăturilor făcute într-o anumită zonă, din care s-au preluat teren, știu eu, pământ, pietriș, s-au găsit acolo și au fost necesar pentru terasamentul unor străzi. Dacă în urma excavărilor făcute rezultă o groapă, care se umple poate natural cu apă, ea poate să rămână în acea formă și la cererea primăriei poate fi redată primăriei. 2. Dacă se dorește aducerea ei la starea inițială, lucru care, firește, să știu, credin că nu se poate ajunge 100% la forma inițială. Da. Trebuie să iei alt pământ din altă groapă ca să pui groapa asta, în fine. O să-i se dea oarecum o altă înfățișare, da, prin terenul, pământul rămas. La fel, pe baza cererii făcute, poate să ajungă la dispoziția primăriei, OAT-ului. Să ne întoarcem proprietatea OAT-ului, dacă se întoarce. Zona Balastieră și zona mai nouă, acum, lângă canalul. Nu știu de ce au făcut groapă chiar la Urbeni. Am văzut toate localitățile astea. Poate OAT-ului. Iar bazinul galben. Hai să nu complicăm. Deci facem groapa pe de 5 acolo? Cum? O nouă groapă. Nu știu cum îi zice la Tarlava aia, dar chiar cum treci canalul. Deci m-am bucurat că stânga nu o afecta și o nimică, dar acum toată zona aia o să o ia. Mai nu, am primit acum o să fie. Și sapă, și ia pământ pentru tot ce înseamnă cum. Dacă nu vreau toți bradul și uitați în părerea, să vedeți că sunt împărturi. Da, sunt, dar ele sunt dragi. Uitați. Deci vor fi expropriați oamenii și vor primi despăgubiri cei cu acte în regulă și pe care nu vrea să-și obțină, cât într-o perioadă relativ, nu zic, o lună, două, se va constitui comisia de analiză de dosare. Acolo, dacă s-a mai mult, ce face? Baltă, vreau, nu? Depinde ce e sub pământ. I-au zis așa, domnule, am făcut studiul și în funcție de pământ, ce am găsit la fața locului, noi luăm cantitatea de pe un pământ de pe o suprafață mai mare, ca să nu ducem prea mult în jos, da? Exact. În zona terenurilor ce avem acolo, Boierul, Farca, cine mai este pe acolo, terenul a permis să ducă la adâncime, adică acolo lucra pe o suprafață mai mică, dar au coborât 5 metri. În alte zone o să ia 50 de hectare unde o să decoperteze, nu știu, jumătate de metru, un metru, cât știu de ce puteți ia. Da, din păcate o să fie mai mulți oameni afectați. Da, mi-am dorit autostrăzi. Aveam un din astfel de construcții, o să le avem, dar și să beneficie și copiii. 85, cât am luat noi din malul ăștia de la Cornetii Glumă, față ce fac ăștia. Acum trebuie mult, n-ai. Hectare întreg, zeci de hectare care vor fi. Trebuie. Cele mai mari suprafețe care vor fi dezafectate vor fi acolo unde sunt nodurile. Pe lângă Clopedii Glumă. Pe zona noastră înțeleg că nu sunt servicii pe autostradă, ci prin zona Sascutului este ceva servicii, dar în primul rând, noi ce interesează pe oameni? Că autostrada va urma cursul, terenul expropriat vor fi despăgubite, toată lumea va primi ce are de primit, căile de acces nu vor fi blocate și cam asta e în câteva vorbe. Vom vedea ce mai fi. Știi ceva? Să nu rămânem cu găul. Păi, cu găul în ce sens? Alea bozunare. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, de cap, închisă ședința pe ziua. Vă mulțumesc.